Alimentația este foarte importantă pentru a ne menține sănătoși. La fel este și moștenirea genetică sau stilul de viață. Din păcate, în prezent avem un ritm foarte alert. Nu avem timp să facem sport și mâncăm dezordonat și ce ne este mai comod. Din această cauză, mai mult de 50% dintre adulți au experimentat la un moment dat probleme medicale cum sunt hemoroizii, fisurile anale sau alte afecțiuni anorectale. Aceste afecțiuni sunt afecțiuni medicale serioase și trebuie tratate ca atare, la medic. Ce facem când avem dureri, când avem sângerări la scaun sau o anumită jenă în zona anală? Varianta A. Nu spunem la nimeni, suferim în tăcere, pentru că ne este rușine. Varianta B. Nu spunem la nimeni pentru că ne este jenă, mergem la farmacie, cumpărăm unguente, creme, le aplicăm și sperăm să ne treacă. Varianta C. Mergem la o clinică de specialitate, la un medic proctolog. Răspuns corect, varianta C. Pentru că aceste afecțiuni netratate ajung să dea complicații. Complicații care pot fi rezolvate doar prin operație chirurgicală clasică. Noi nu vrem operație chirurgicală clasică. Și atunci, haideți să vedem ce spune doctorul. La prima vizită a pacientului în clinica Proctoline, adică la primul consult proctologic, lucrurile în clinică decurg destul de ușor, destul de suportabil pentru pacienți și în principiu netraumatizat. Intrând în cabinetul proctologului, o să stea de vorbă. Practic o să povestească despre toate problemele sale medicale, atât generale, dar și în special cele proctologice. Cu alte cuvinte, noi spunem că obținem sau culegem anamneza pacientului. După care pacientului se explică în ce constă, în general, controlul proctologic, etapele consultului proctologic. În mare ele sunt trei. Adică, pacientul nu se dezbracă complet, nu se descalță, stă culcat pe o parte, practic este foarte suportabil și comod într-un sens oarecare și pentru pacient și pentru doctor. Nu este poziția clasică din spitale. I se explică în același timp și se efectuează o examinare externă a zonei anale, putând în același timp vizualiza pe un monitor mare color și de o calitate foarte bună imaginea, explicând în același timp afecțiunile care apar în zona externă anoperianală, adică cea care cojoară orificiul anal. Iar după asta se trece la etapa a doua, la o examinare cu ajutorul degetului, în termeni medicali se numește un tușeu rectal, folosind un gel special cu xilină, un gel care are efect anestezic, adică amorțește, și lubrifiant. Examinarea cu degetul este de scurtă durată, practic câteva secunde, fiindcă ne oferă informații în plus despre consistența țesutului examinat, despre faptul dacă există formațiuni mai dure decât hemoroizii interni la nivelul canalului anal și pregătește într-un sens oarecare examinarea ulterioară, adică video, ano și rectoscopie. Și atunci, soluția corectă este să căutăm un medic specialist în proctologie pentru un consult medical. Dacă sunteți din București, este simplu. Clinica Proctoline este situată la Piața Unirii, în centrul orașului, fapt pentru care este ușor accesibilă din orice colț al Bucureștiului. De obicei, intrăm pe Google și putem găsi mai multe clinici care tratează asemenea afecțiuni. Alegem Clinica Proctoline pentru care are cea mai mare experiență în tratamentul hemoroizilor și fisurilor anale, peste 25 de ani în România, și pentru că este o clinică medicală specializată exclusiv în tratamentul afecțiunilor anorectale. Fără operație și fără internare. Bineînțeles că ne putem programa online sau putem suna direct la clinică pentru o programare.